Altfel, nu știu, dar eu am impresia că unii au uitat pentru ce se află în funcții. Îi văd pe Orban și pe mulți de prin guvern că o dau iar cu marile proiecte. Vom face, vom drege, vom turna asfalt pe lună, uitând de marile drame de azi. Mă uit că de 5 luni nimeni, dar nimeni, nu ia în serios pe medici. Mi se pare halucinant cum toți, dar absolut toți medicii se plâng de oboseală, de lipsă de personal, chiar și de lipsă de echipamente, iar guvernul ne vorbește toată ziua despre PSD și despre PSD. Să le luăm pe rând. Uitați hal de situație la Spital Suport COVID din București. Ni s-au desființat la nivel intern toate secțiile, nu mai avem ATI în condițiile în care pacienții COVID se pot deteriora, nu avem nici infecționist, am avut doar primele două săptămâni infecționist detașat, de o săptămână nu mai avem nici infecționist, nu mai avem epidemiolog. Despre ce vorbim, fraților? Așa a fost de la început și nu s-a schimbat nimic. A, sunt mai multe cazuri ca niciodată, mai mulți oameni la ATI ca niciodată și mai mulți morți, asta da, dar altfel aceiași doctori, aceleași spitale mizerabile, aceleași condiții. Iar medicii strigă zi de zi: bă, murim de oboseală, suntem epuizați. Iar Orban zice: păi dacă PSD depune moțiune. Mai departe, Spitalul Elias. Vin să te operez la Spitalul Elias de hernie umbilicală. Te bagă pe izolare din cauza la COVID, într-un salon fără toaletă, îți aduce o ploscă, niște saci și pampers, să-ți faci nevoile în saci și în ploscă. Faci nevoia mică în ploscă, răstorni în sac. Și după aceea le pui în cutie și când o veni infirmiera să le ia, le ia. Inuman, inuman. Superb, mirific. Mă, cum e posibil așa ceva? Cât de nemernic să fii să pretinzi că gestionezi bine această pandemie? Auziți, luați pungile cu rahat și stați cu ele pe fereastră. Trebuie să treacă la un moment dat o coloană oficială. C-o fi Vela, c-o fi Orban sau domn președinte. Apropo de domnul președinte, mergem la Sibiu. Așa arată un mic dejun la maternitatea din Sibiu, la domnul Iohannis acasă. Asta mănâncă mămicile, 3 cartoane cu o spârcâială, un fel de găinaț botezat unt. Frumos, nu? De fapt, noi nu pricepem că nu e vorba despre noi cetățenii, ci despre ei și firmele lor de partid, care trebuie să facă bani ca să aibă ce să dea la campanie, la șpăgi, păi nu? Înainte de pandemie, în județul Buzău erau în jur de 1200 de donatori pe lună, însă în perioada crizei sanitare numărul lor abia mai depășește 800. Astăzi, de exemplu, s-au prezentat 30 de persoane. Uite, Orbane, Vela, ieșiți mă și vorbiți-le oamenilor, că și oamenii sunt la fel de nesimțiți ca voi. Noi, da, toți, am ajuns la fel de insensibili precum cei care ne conduc. Fraților, ați trecut prin boală, donați plasmă, nu vă costă nimic, dar salvați vieți, n-aveți niciun risc, nu cred că e atât de greu. Da, oameni buni, sunt șocat să văd că ne comportăm ca și cum peste noapte sistemul nostru medical e unul bun, performant. Nu! Înainte de pandemie aveam un sistem sanitar de rahat, iar acum e de mega rahat. Doctorii și toate cadrele medicale spun asta. A, să nu uit, în acest timp dacă sun la DSP e posibil să-ți răspundă cineva după 10-15 ani, cam așa. De ce? Pentru că sunt foarte puțini oameni. Pentru că una e DSP în situație normală și cu totul altceva e un DSP când te confrunți cu o pandemie, logic. Dar să lăsăm asta, haideți să vorbim despre proiectele alea mari, serioase ale guvernului. Programul Tableta, că acum începe școala și învață copiii de la... radio. Nu vom putea achiziționa toate cele 250.000 de tablete. O să achiziționăm probabil 70-80.000. Cum e asta? Cum e asta? Apare Orban senin ca o floricică și zice: a, apropo de tablete, canci. Nu putem, asta e. Nu se jura Orban pe halba de bere și pe pachetul de țigări că face rost de tablete?
cum? Cum să spui toate astea fără să intri în pământ de rușine? A, nu, că nu mai luăm tabletele alea de care ziceam. Da, știu, am promis că le luăm, am promis, dar nu le mai luăm. Hai, mai vorbim, pup! E, cum ar fi să te duci acasă la soție și să o vezi că se uită lung așa la tine și să te prinzi într-un final de ce se uită? A, Pisi, da, am uitat să zic, iartă-mă, deci luna asta nu mai aduc niciun ban în casă. Da, am uitat, am omis, da, i-am spart la păcănele. Hai, pune și mie o ciorbiță și adu o bere din frigider. Na, ce să... Noroc că în țara asta mai avem și oameni de ispravă, domne, tineri, școliți în străinătate care au intrat acum în politică și sunt hotărâți să schimbe totul. Am fost atașat de sistemul de învățământ și voi începe din prima zi să am o viziune ceea ce trebuie de făcut în continuare pentru învățământ. Ce frumos! Mulțumim, domnule Vanghelie! Nu râdeți, nu râdeți, că așa ne trebuie. Asta merităm, să vină Vanghelie să ne spună viziunea lui despre sistemul de învățământ. Îți explodează mintea, nu alta. Orbane, trezește-te, omule. Merităm și noi măcar atât, pe cineva care să vorbească cu noi cum vorbești cu niște ființe dotate cu rațiune. Dă. Oricum, regula de bază este să evităm pe cât este posibil